Și-am pornit înregistrarea. Dacă vrei să mai zici ceva. Sigur că da. Uite, eu am abordat subiectul ăsta cu toate încălcările astea care au ele, de fapt, loc în țărișoara asta, cum o numim noi, Republica Moldova, dar englezii îi spun Republic of Moldova. Când îi spune of Moldova, înseamnă că foarte multă lume oftează, dar of-ul ăsta, el vine dintr-o dezamăgire, dintr-o descurajare și mai mult ca atât, eu am spus-o de fiecare dată, din lipsa de credibilitate din partea acestor instituții ale statului pe care noi le avem, cum ar fi președinția, parlamentul, guvernul, nimai vorbind, ca să nu mă expun în termeni juridici, deoarece eu am spus că sunt la volan și am oprit într-o parcare aici să fac și celălalt interviu de putere executivă, legislativă și judecătorească. Uite, eu am să revin azi cu un nou interviu, ca să nu mă creadă toți acei care îi privesc de fiecare dată și îmi spun: Igor, chiar o zis că mi-e dor de tine sau pare că mai aflăm și noi unele noutăți și toate lucrurile le spui pe nume. Înțelegi? Le spui așa cum sunt și noi le cunoaștem de fapt, dar ne miră faptul că noi suntem plecați de atâția ani de zile din țară și nici de cum nu avem de gând să ne întoarcem din cauza că nu avem la cine întoarce și ne uităm că se comportă personal și în cazul tău cu atâta disgust, cu atâta răutate, cu atâta cruzime. Și uite subiectul care să-l abordez eu, fiindcă suntem la început de an 2021, eu am să spun doar un singur lucru, că eu n-am primit atâtea scrisori, am să le arăt, am să le desfac și plus la aceasta am pregătit un răspuns la scrisoarea care eu am să-i dau câtuși de cât citire de la judecătoria Ungheni, de la primăria satului Rădenii Vechi, de la inspectoratul de poliție Ungheni, de la procuratura generală și de la procuratura teritorială. Mulți stimați amatori, nici nu știu cum spun, pasionați, obsedați de Igor Fidiuș. Eu sunt încântat că până la urmă eu vă pun pe dumneavoastră la respect și vreau să spun că mulțumesc celor care administrează acest curaj.tv.md din cauza că la microfonul liber noi venim să ne expunem. Vreau să spun că încălcările care au loc, opiniile și părerile noastre. Și dacă dumneavoastră sunteți atât de insistenți ca eu să vin, să vă expun toate acestea, vreau să spun că în reguli care le faceți, în privința mea ca cetățean a Republicii Moldova și cetățean cu dublă cetățenie a României, cât și a copilului meu care are, după cum și-am menționat, dublă cetățenie în baza actelor tatălui. Și eu m-am expus clar, succint, în data de 7, când a avut decembrie, loc acel abuz în gospodăria mea de la țară, cu încălcarea, vreau să spun că, normelor legislativi, de către mama copilului Plăcinta Ana, de către asistentul social Bagrin Raisa, de către primarul Golan Vera și de către cei doi polițiști pe nume Vizitiu Vasile și Cucu Andrei, care au venit și mi-au tulburat liniștea. Vreau să spun că această plăcintă prin samăvolnicie, și nu numai prin samăvolnicie, dar prin violare de domiciliu, a intimității, a personalității, demnitate, onoare, cinste, personala mea ca tata copilului Fidiuș Mădălin, cât și a copilului. Deci mi-au adus toate acestea, eu îți primesc acum, uitați, răspunsuri, eu am primit peste 10 scrisori, le dau citire, eu n-am primit nici de la un ziar, cu toate că nu sunt abonat, decât vreau să spun că la Natura, care eu o citesc, vreau să spun că ce schimbări mai au lor, și ziarul de gardă, eu îl citeam și acum e pe pagina electronică, dar în rest eu n-am primit nici de la Timpul, nici de la Adevărul, nici de la Comunistul, nici de la Socialistul, nici de la Moldova Suverană, nu știu care ziare mai sunt, dar uitați, atâtea prostii care în continuare eu am să le dau curs citirii și am să mă refer la cererea de chemare în judecată, care eu am făcut-o, vreau să spun că în data de 14.12.2020 privind decăderea din drepturile părintești a lui Plăcintă Ana. Unii eu am spus articolele din codul familiei, articolul 67, litera C, D, E și H. Deoarece
Ea a fost înregistrată, eu am expediat-o prin poșta electronică, a fost înregistrat cu numărul 16791 la data de 14 decembrie 2020. Unii la această cerere de chemare judicată s-au anexat mulți stimați judecători. Atrag un semnal de alarmă că la judecătoria Ungheni sunt persoane care sunt analfabeti, care sunt incompatibile cu statutul de judecător. Uitați, eu am anexat aici copia la buletinul meu și este scris și în cerere respectivă, că se anexează la cerere copia buletinului lui Fediuș Igor și certificatul de naștere a fiului Fediuș Madalin. Deci toate acestea le-am verificat prin poșta electronică, eu am să le prezint și în fața camerei, sunt anexate la această cerere. Ce fac ei? Ca să vă spun așa la drept vorbind, eu m-am apucat într-o zi, cum spune, de citit scrisori. Știți? Înainte cei la armată și trimiteți scrisori. Dar acum primești de aici și mă uit, uite pe ce jar eu pus această plăcintă, Ana, pe câți, înțelegi, demenți de al de mintea ei și folosesc că tu spui că uite demența e o boală mentală. Băi, dar tratați-vă, duceți-vă la o consiliere psihologică. Poate aveți nevoie de specialiști care să le spuneți probleme. De ce voi afectați și intoxicați celelalte persoane care nu au nicio vină cu interesele voastre personale? Dar oamenii bolnavi mental ce vină au pentru că sunt bolnavi mental? Păi să se trateze. Desigur, omul bolnav mental nici nu-și dă seama că e bolnav. Nu știu, Oleg, dar... Vinovat e cel care e sănătos și care îi tratează cu dispreț pe cei bolnavi. Oleg. Oricum, Igor, hai fă-te rog o sinteză și spune ce conțin acele 10, o duzină de scrisori legate de incidentul de acum o lună. Care-i concluzia? Au deschis dosar penal? S-au confirmat cele declarate de dumneata? Sau sunt doar impresii că i-ați violat domiciliul și s-au tulburat legea? Nu sunt impresii. Eu vă dau și răspunsul care mi l-a dat la Inspectoratul de Poliție și la Procuratura Generală. Este pornit dosar penal, cauza penală este, știți cum spune, dată la persoanele care se ocupă, înțelegeți, de toate aceste lucruri și eu am să le dau curs citire. Uitați, eu am primit în data de 11 ianuarie, eu fiecare scrisoare este recomandată, eu îi scriu data și ora când eu am primit-o și când mă semnez pe această scrisoare. Este venită de la judecătoria Ungheni. În încheiere respectivă pe care o făcut-o și am să dau numele judecătoarei respective, este doamna judecătoare Valentina Stratulat, care mie mi-a creat impresia că e copiind de pe rețelele de socializare legislative justice.md, cum spunem noi, și trimite lui Fidiuș o încheiere. Uitați cât e de nu știu cum să spun eu, ușurat că această încheiere, eu aștept să o contest și mie mi-a strimată cererea, deoarece eu la cererea mea am menționat clar că am anexat buletinul și copia certificatului de naștere a copilului, adică copia buletinului meu. El spune că, uitați, nu dă curs asemenea, încheierea din data 21 decembrie, cu toate că trebuia să fie examinat timp de 5 zile. Vă dați seama, pe 21 decembrie, la mine a fost depusă în data de 14 decembrie, cererea a fost repartizată aleatoriu, cum spune dumnealor aici, uitați, cererea respectivă a fost repartizată în mod aleatoriu jucător Valentina Stratulat la data de 15. Și eu îi examinează în data de 21 decembrie, nu timp de 5 zile, dar 21 decembrie, dați seama, eu o examinează peste 7 zile și spune că eu n-am anexat, știi cum spune, sau nu mi-am scris număr de identificare, adică codul numeric personal, una la mână, nu a fost pus în călcările. Eu am dat curs, nu vreau să dau curs citirii iarăși la aceeași cerere, după care articolii eu m-am ghidat și am spus că ce încălcări s-au făcut și toate astea. Sunt niște lucruri foarte rușinoase din cauza că instanța e, spune așa, care îi este adresată numele sau denumire reclamant domiciliu. Eu am scris adresa. În rădenii vechi, încă primara nu a ajuns la așa nivel, spui denumiri la stres. Probabil când am să revin eu la funcția de primar am să le dau o denumire la fiecare stradă din sat. Dacă putem să le numim străzi, dar ele nu au statut de străzi. Că sunt niște, vreau să spun că, drumuri la un nivel degradat și cârchitii și spline din noroi
Și în urma la aceste cablaje furtunii care le-au băgat țev de plastic în pământ, le-au adus într-o stare de hal, fără de hal, cum spunem popor. Deci la această încheiere, eu aștept să-i transmit la această doamnă Stratolat, că eu am să o cotez, să aștept să-mi o trimit, că știți ce-mi spunești? Că nu se dă curs serii de chemare în judecată înaintată decât Fidiu și Igor împotriva lui Plăcintan privind decăderi din drept părintești, să comunic potențialul reclamant despre necesitatea înlăturării neajunsurilor indicate, acordându-i un timp rezonabil de lichidare a neajunsurilor timp de 10 zile de la data recepționării încheierii respective. Deci eu am primit-o în data de 11 ianuarie 2020 această încheiere. Timp de 10 zile eu nu am să depun nici de cum careva cum menționează ei neajunsuri sau să înlături din cauza că a fost anexat buletinul și nu trebuia nici un cod numeric personal. Dacă ești cu școală și știi a citi, dar eu am spus că e analfabetă și vreau să spun că din punct de vedere profesional incompatibil cu acest statut de judecător, cine e să mai judici pe mine? Dacă ei nu știe a citi o cerere de chemare în judecată, ei nu vede că este anexată la cerere de chemare în judecat copia la buletin, unii la copia la buletin sunt toate datele mele cu caracter personal, plus acest cod numeric personal, cât și a copilului. Deci, cu rea voință, dumneiei mi-a dat această încheiere, tipurile eu să nu pot contesta, uitați, se aplică, se explică potențial reclamant că în cazul în care nu va lichida neajunsurile menționate, cererea nu va fi considerată depusă împreună cu actele anexate, va fi respectată pentru încheiere și poate fi atacat cu recurs. Eu abia o aștept la Chișinău să revin înapoi ca să o atac cu apel, din cauza că s-a arăt că toate aceste încălcări pe care le face instanța, le face conștient. Asta nu este că ei nu au observat. Acolo era tot clar scris. Plus la aceasta, ei mi-au mai făcut trimitere și eu n-am să dau citire, cum ai spus tu, succint, dar aceste lucruri pentru mine au dat încă o dată o clară bănuială rezonabilă că ei încearcă cu rea voință și conștient să se răzbune pe cetățeanul Igor Fidiuș. Eu am spus că pentru acest copil eu m-am zbătut și am să mă zbat în continuare, indiferent că mama lui, și eu am spus-o de fiecare dată, că are deschisă 4 conturi cu profile false. Scrie pușcăriașule, pensie alimentară, mă face bandit. Deci niște, toate sunt făcute screenshot la mine și vreau să spun că e din toate interviurile mele, câți de 3, câți de 4 ani, este una și aceeași persoană care îmi denigrează imaginea, calomniază, că eu am vrut să fiu primar. Eu am spus-o clar, vreți să vă prezint, eu am și copia la buletinul de vot unde această persoană m-a votat pe mine personal, cu ștampil a votat în drept cu mine la funcția de primar. Vă dați seama și pericol și disconfort eu sunt pentru instanțele judecătorești, pentru inspectoratul de poliție, pentru procuratură, din cauza că eu le spun adevărul și numai adevărul. Și vreau să atrag doar atenția că ea a făcut, când a stopat această pensie alimentară a copilului din România, o făcut prin poștă electronică din Germania, vă dați seama să-i stopeze alocația. Deci uitați câtă răutate în continuare pe dânsa o macină să se răzbune, să mă murdărească, să mă denigreze, să mă ponegrească pe Brega. În continuare încearcă pe rețelele de socializare scrie și la alte persoane. Deși eu mai faci careva comentarii. Tu vezi și vorbești de mama ta și nu știu ce. Băi, oameni buni, eu am spus-o și interviul care l-a plasat Sandu. Da, eu am dat o pildă despre acea bescheru Vica, să nu se râde nimeni de dânsa. Da, este o persoană care a fost paralizată, dar ea personal această plăcintă se râdea de această bescheru. Și am atras atenția. Nu te râde, că aici nu-i de râs. Ce am vrut? Doar prin scrisoarea asta e una. Și a doua, Oleg, am să arăt scrisoarea, uite, de la primărie, care la fel, eu le-am primit în data de 11 și 9 scrisori. Ca să o spun așa la drept vorbind, să vede că aici cu sărbătorile, care au întârziat, care au venit poate poștașul și nu m-au găsit acasă, eu lucrez așa într-un serviciu, că probabil că nu m-au găsit acasă și m-am zis eu tot și l-am ridicat. Dar ce spun acei de la primărie privitor cu trauma copilului de la umăr? Dacă ți aduci aminte, eu am spus că copilul a fost traumat la umărul stâng. Deci în urma discuției telefonice care am avut-o cu Bagrin în data de 8 decembrie, eu am rugat ca să duc asistentul social, și te rog, cred, ca să anexez și discuția audio cu asistent social la acest interviu. Unii, uite ce face primărie. La data de 11 decembrie, cu numărul 207,
Deci autoritatea tutelară locală Rădenii Vechi vă informează privitor la solicitare telefonică de a evalua situația copilului Fediuș Mădălin. A fost înregistrată fișa de sesizare a cazului suspectat de violență, neglijare, exploatare și trafic a copilului cu numărul 20. Fii atent, eu arăt aici cu numărul 20. Pe când ai să vezi în fișa respectivă că e numărul 10. Vă dați seama, uite aici, eu mă arăt la cameră, nu știu cât de bine o să vadă. Aici e numărul 10. Pe când aici ei înscriu că e cu numărul 20. Eu am să-i dau citire. Vă dați seama, eu mă râd de prostiile lor care ei în continuare le fac și în teritoriu, la fața locului și prin răspunsurile care le dau rușinoasă. La data de... Deci am spus, a copilul cu numărul 20 la data de 8 decembrie 2020 și examinată. Conform dispoziției primarului, numărul 89, din 9 decembrie 2020, cu privire la evaluarea situației copilului, a fost creat grupul de lucru. În componență, asistentul social al primăriei, doamna Raița Bagrin, medicul de familie, doamna Văchirica și suboficerul SP5, Ungheni, Cucu Andrei, cel care străga cu... Vizitiu la mine la poartă. Ai, Igore, înțelegi ce bine și ea, cum le-am spus ei, că am să găsesc o stână unei spască din cauza că, într-adevăr, ei au manifestat un comportament neadecvat, inuman și degradant. Deci, la domiciliul copilului, pentru întocmirea evaluării inițiale a situației copilului. Copilul a fost investigat de către medicul de familie conform concluzii centrului. Aici scrie CMC, numărul 57 din 9-12-2020, a fost stabilit diagnosticul contuzia articulației umărului stâng. La moment nu prezintă semne de pericol pentru sănătatea copilului. Și concluzii și recomandări. Eu am să le arăt aici, din cauza că la lumina pe care o am în mașină și unii sunt în parcare, nu știu cât de clar o să vede, dar uitați ce scriu ei. Acțiuni necesare. Nu sunt necesare acțiuni. Clasarea sesizării. Vă dați seama și fac ei. Argumente. Copilul este sănătos, nu este pericol pentru siguranță și sănătatea lui. Copilul frecventează grădinița regulată. Se anexează copia fișei de sesizare, copia dispoziției numărul 89 din 9-12-2020, copia evaluării inițiale situației copilului și copia concluziei CMC. Semnată de, cum am spus eu, și cu ștampilul umedă de baba Vera. Da? Primar Golan Vera. Da? Baba Vera, care eu i-am spus cu cine o vota plăcint și la cine trebuie să adreseze. Uitați fișa asta de sesizare. Este un formular prin care el se bifează și vreau să spun fișa de sesizare a cazului suspectat de violență, neglijență, exploatare și trafic a copilului cu numărul 10. Eu am spus. Deci ei au schimbat și numerele. Aici nu poți fi din greșeală, dar să dai un răspuns și semnez pe asemenea aberații și să anexez, asta spune foarte mult cum ei lucrează în teritoriul Șcârtilii. Și uitați aici, expeditor, Bagrin, Raisa, instituția, tot așa, asistent social, număr, telefon, data, o bifată aici, adică persoana, Fediuș Igor, tatăl, domiciliu și nu știu ce, adică că e rudă și completează mai departe mama aici, cine? Eu am să dau citire din cauza că uitați cum o sărit ei peste astea și scurtă descrierea cazului. Eu am să-i dau citire la scurta descriere a cazului. La solicitare telefonică a tatălui copilului de a evalua starea de sănătate deoarece copilul este traumat la umărul stâng. Vânătăi, zgârieturi. Și uitați ce bifează aici. Da, este vânăt, bifează aici, în pătrățelul respectiv. Vânătăi, este zgâriat, da? Plus la aceasta. Mai jos, tipul cazului suspect. Aici scrie fizică, opus. Mai departe, eu mă uit că este semnat de secretarul primăriei Svetlana Rotaru. Toată chestia asta aici, Ana, și am să arăt, nu știu cât de bine o să vadă, dar este semnată de secretar. Eu nu știu secretarul ce treabă are cu această fișă de sesizare, dar nu semnează pe dânsa asistentul social sau semnează medicul, da? Plus la aceasta, iarăși la fel, îi spune din numărul 20 jos, pe când mie mi-a dat în răspuns că e numărul 10. Dispoziție. Cu dispoziția numărul 89 de la primărie, spui că în temeiul legii numărul 436 din 26-2006 privind administrația publică locală, articolul 9, alineatul 1, legea numărul 40 din 14 iunie 2003 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc a copilului
și a copiilor separați de părinți. Fișa de sesizare a cazului, suspectat de violență, neglijare, exploatare și trafic a copilului, numărul 20/8/12/2020, dispun să deleagă asistentul social al primăriei Bagrin Raisa, suboficer Cucu Andrei, medicul de familie Chirică, la domiciliul lui copil Fediuș Mădălin, pentru întocmirea evaluării inițiale a situației copilului. 2. Ancheta socială va fi prezentată spre informare primarul satului în termen de 2 zile lucrătoare. Responsabil de executare a prezentului dispoziție numește asistentul social al primăriei, doamna Bagrin. Deci responsabil, semnează secretarul. Vă dați seama și încălcării ei fac. Fals și uz de falsă în acte. Controlul executării dispoziției mi-l asum. Și iarăși semnătura lui Baba Viera, cum am spus eu de fiecare dată, și fișa inițială a situației copilului. Uitați, este încă o fișă inițială a situației copilului, unde este numele, prenumele copilului, data și luna, anul nașterii, mama, tatăl și îngrijitor. Aici și scris așa, da? Motivul pentru care este inițiată evaluarea inițială. Și scrie siguranță, ei au bafat, scrie copil abuzat, copilul are semne de violență. Toate chestiile astea sunt bifate aici și arătate, eu le-am făcut cu marker să vadă mai bine. Dintre care, aici ne spune chiar că chiar mai are un copil, aici plăcintă Ruslan, cu plăcintă Ana și uitați ce scriu ei în continuare. Din discuțiile cu mama și copii, am constatat că în timpul jocului în odaie, copilul Mădălin a alunecat și s-a lovit din masă. Copilul a fost investigat de către medicul de familie la data din 9 decembrie 2020, conform concluziei CMC, numărul 57/9/12/2020, a fost stabilit diagnosticul contuzie articulației umărului stâng. La moment nu prezintă semne și pericol pentru sănătatea copilului. Nu sunt necesare acțiuni și scrie clasarea iarăși sesizării. Iarăși bifează la argumente. Copilul este sănătos, nu este pericol pentru siguranță și sănătatea lui, frecventează grădinița regulat. Semnătura lui Plăcintă Ana și semnătura la preța și care ei au fost în comisie. Plus la aceasta, uitați concluzia medicului de la Rădenii Vechi, că de obicei cum scriu medicii, iau un scris de asta, așa că numai ei să-l înțeleagă, copilul a fost pălit în data de 6 decembrie. Deci în data de 7 el a venit la mine când atunci la grădiniță eu l-am luat și el îmi spune că tata mă doare umărul. Îmi spune că m-a pălit badea. La grădiniță, eu când am sunat în data de 8, medicul de acolo, doamna Mărcuță Galina, s-a uitat, zice, da, Igor, este vânăt, este julit, dar uite, îți dau la difuzor, la telefon și zice, spune copil. Copilul îmi spune diverse atunci că el o alunicat de pe scări de la casă. Și uitați, ei acum îmi scriu că acest copil s-a pălit de colțul mesei. Vedeți câte versii și câte minciuni. Din cauza că copilul mi-a spus din start sincer cum a fost pălit și de către cine. Deci el nu a fost supravegheat. Cum s-a menționat eu, că el este lăsat la voia sorții și de fiecare dată eu mă îngrijoresc că asemenea persoană, el nu conștientizează că poate să întâmple fără supravegherii orice cu copiii. Deoarece ei sunt în ziua de azi niște copii așa mai ageri, mai iuți așa, dar el nu are. Și eu de asta așa am vrut să arăt în continuare, uitați, toate aceste lucruri pentru mine dau clară bănuiala rezonabilă că tot acest grup, astea sunt niște interese ale lor în continuare cum să promoveze și după cum și-am menționat eu să încurajeze niște acțiuni ilegale care se fac. Bine, eu ca tată, că sunt, vreau să spun că atât de responsabil, de îngrijorat. Dar vă dați seama, sunt poate tați care ei nu-și dau interesul ca și mine. Și ce se întâmplă cu asemenea copii? Unde ajung ei, de fapt, pe parcursul vieții? Că mama e merge prioritar să-și, știi, urmărească interesele sau să-și satisfacă necesitățile. Eu am spus-o și am repetat-o de fiecare dată. Totul se pornește de la 7 ani de acasă. Eu am spus și am menționat, eu am crescut cu mamă și tată. Eu nu vin dintr-o familie cum vine e, neintegră. Eu nu ne-am murdărit prin toate aceste acțiuni, cum spune copilul. Eu am arătat cum se comportă e ca mamă. Și uitați aici ce am vrut eu să arăt, că uite, mi-o dat aceștia de la Inspectoratul de Poliție răspuns, de fapt, că uite ce au făcut ei și cum au pornit
Eu vă spun, dați știri la toți scrisoarele astea. Uitați aici, Ana, e încă data de 14 decembrie, Inspectoratul de Poliție Ungheni îmi spune așa, cetățean Igor Fidiuș, din 14 decembrie 2020, Inspectoratul de Poliție Ungheni vă informează că materialul înregistrat în registru RI2 sub numărul 9641 la data de 7-12-2020, prin care solicitați atragere la răspundere cetățenii Bagrin, Raisa, Plăcinta, Ana, Golan, Vera, Vizitiu, Vasile și Cucu Andrei, care la data de 7-12-2020 în jurul orilor 14:50 în mod ilegal și samăvolnic au intrat în gospodării permisiunea dumneavoastră, se află în examinare. Materialele acumulate au fost transmise conform prevederile articolului 274 Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova în adresa sub a Inspectoratului de Poliție Ungheni, adică a secției urmăririi penale a Inspectoratului de Poliție. Privitor la decizia primită, veți fi informat adăugător. Și însemnează Gavriliță, cu care eu am făcut înregistrarea telefonică și cu dumnealui și urmează să fie plasată într-un interviu de-a meu, este executată de un oricare S. Ursoi. Asta este Serioja, respectiv, care am spus eu că mă filma, celos care cheamă Serioja. Înțelegeți? Ia că toate lucrurile astea, domnul Brega, prin scrisorile respective, arată în continuare. Și când am înaintat și la Procuratura Generală, ca să vă spun că ei încearcă prin orice modalitate de constrângere, înțelegeți, să mă descurajeze, să mă facă pe mine mai liniștit. Nu! Eu am spus-o și am repetat-o. Cu mine până în pânzele albe, până la ultima picătură și ultimul gât de aer. Veți merge și veți răspunde toți acei care voi nu vă îndepliniți atribuțiunile de serviciu. Și eu niciodată n-am amenințat să-mi spune ei nimic. Eu am un timbru a vocii mai ridicat. Eu discut, vreau să spun că în urmă la toate aceste stresuri care mi le-ați creat, la toate aceste șantajuri emoționale, cu ceea ce voi ați, știți cum, folosit ca o armă de răzbunare împotriva mea. Și uitați iarăși la fel, alt răspuns la Inspectoratul de Poliție, unii îmi dau aici domnul Igor Fidiuș, Inspectoratul de Poliție Ungheni vă informează că plângerea dumneavoastră privind acțiunile pretinse ilegale, vă dați seama, ale cetățeni Plăcinta, Ana, Bagrin, Raisa, Jgolan, Viera, adresat Procuraturii Generale, au fost transmis conform competenței teritoriale, fiind înregistrată în registrul de evidență a științărilor referitoare la infracțiuni și incidente în RE2, Inspectoratul de Poliție Ungheni sub numărul 10.018 din 21.12.2020 și se examinează. Iar la data de 22.12.2020, plângerea dată a fost remisă în secția urmăririi penală a Inspectoratului de Poliție Ungheni pentru a fi examinată în ordine articolul 274 Codul de Procedură Penală. Despre decizia primit veți primi informații suplimentare. Iarăși la fel, aici Vasile Burlacu, deja eu i-am lăsat să-și fac și vizitiu și același și Șcanu, cu toate Vasile, și aici Island Vasile, Burlacu, Sfântul Vasile, cum se spune la noi, să-mi veselească, dar eu le-am spus că vizite și tot asemenea, cum să spun, dezgusturi în familie urmează să aibă și ei asupra la toate aceste acțiuni care le-au întreprins. Vreau să spun cu nesimțire și cu nerușinare, fiind îmbrăcați, încălțați, dotați, cum am spus eu, începând de la pistolete, cameri video, mașini de teren, fel de fel de aparatați. Pentru... Ce să faci dacă ei minte n-au? Ei cu minte nu-s dotați. Nu vedeți că emblă câte trei. Unul știe a pune întrebări, unul a scrie și altul știe cum spune a scrie, a pune întrebări și celălalt știe cum spune. Deci lucrurile las foarte mult de dorit și ultima, care de la Inspectoratul de Poliție, asta este, eu am marcat-o aici, dacă ea se vede. Uitați ce scriu ei, iar cetățeanul, la data de 22 decembrie inii mi-o trimit, eu am spus că le-am primit pe toate în data de 11 ianuarie 2021, Inspectorat de Poliție Ungheni vă informează că sesizarea dumneavoastră din data de 10-12 înregistrată la registrul numărul 2 al Inspectoratului Poliție Ungheni cu numărul 9722, a faptul că copilul minor, cetățean Fediuș Mădălin, are o traumă la umărul stâng produsă în circunstanțe necunoscute, a fost precautată sub toate aspectele și în întregime de către angajații Inspectorului Poliție Ungheni. Prin urmare, s-a constatat că faptele expuse s-au confirmat parțial. Vă dați seama și mizerii. Adică s-au constatat parțial. Adică ori s-au pălit, ori nu s-au pălit. Adică eu gândit că eu, știi, n-am că și mă ocupat. Dacă mie copilul mi-a spus, tata, pe mine mă doare umărul, cum
bătut badea sau măpălit. Eu n-am reușit. Avem poliție la poartă. Violare de domiciliu. Samovolnicii, șantajuri, filmări. Eu am spus-o și am repetat-o de fiecare dată. Acestea sunt niște abuzuri care ei le-au comis conștient. Unde acea primar era ascuns în dosul gardului. Vă dați seama? Băi, dacă tu ești primar, vii în față. Dar voi ați organizat așa șurii-murii cu doi ciobieni de la poliție, cu cucuș, cu viziteu, și v-a dus plășintă din nas și v-a dus ce să-i faceți. Imaginea lui Fidioș și el se ia spirițelele de socializare să vă dea răspuns la scrisorile astea chișorcoasa voastre. Eu am spus-o de fiecare dată. Sunt niște lucruri foarte rușinoase. Nu vă fac cinste și nu vă fac imagini. Asemenea lucruri pe care voi în continuare, eu am să ies în presă, vor fi publicate și nu e exclus când voi publica un manual să vă dau câte un exemplar cu autograf direct la mine și să vă aduc aminte că în perioada când activați în asemenea instituții numite Inspectorat de Poliție Ungheni, voi v-ați bătut joc de un copil. Unitatea i-a apărat drepturile. Eu mai trimis niște scrisori aici unde eu am fost citat. Ele nu mai erau valabile deja, că am fost citat cu date în urmă, adică asta a fost pe data 22 decembrie. Ei m-au chemat, vreau să spun, pe data de 18 decembrie. Cei care am spus-o eu atunci, taman de ziua poliției, înțelegi? Când le-am spus că eu nu pot să mă prezint și am făcut înregistrare audio și am pus-o cu acel Iagolnitski, care el singur a confirmat că a fost anunțat de acel șășcanu că da, domn Fidiuș nu o să fie prezentat, și în continuare încearcă, știți cum spune, să arăte că uite, noi lucrăm. Pentru cine voi lucrați? Afară, de mici din funcție, salariile restituite, uniformele la fel, începând de la încălțăminte și chipiu. Voi trebuie să vă găsiți în altă parte de lucru. Eu vă spun cu fermă certitudine. Toți cei care lucrați în asemenea instituții ale statului, câți de forță, că nu știu ce, vă faceți conform jurământului pe care l-ați depus atribuțiunile și obligațiunile de serviciu. Eu am spus că-s pompieri, că-s salvatori, că poliție, nu știu ce, la lucru. Medici, nu contează. Fiecare ați depus-o în jurământ, așa v-ați ales specialitatea și domeniul. Aguri, băieți! Lucrați, dar voi îmblați cu plășinte, cu persoana cei care e pe rețele de socializare, sub anonimate. Încearcă să provoace, să denigreze imaginea tatălui, să murdărească în continuare, că vitile ei legate cu cine? Cu gunoiul, cu mizeria și cu tot tipul șlămânii din aceste instituții ale statului. Și nu mi-e rușine să o spun, din cauza că urmărind la cutie neagră, și vreau să spun că cinste și respect acestui avocat, Ștefan Gligor, unii eu l-am văzut pe coliții Ieșanu, Badea Colea, cum îi spun eu, care el a fost și ministru de justiție o perioadă de timp, și vine și se bâlbăie cu o mască mare și el îl provoacă pe acest Gligor. În asemenea emisiune la cutie neagră, eu unii m-am uitat, dar eu am făcut comentarii. Dar mie mi-e rușine și mă expun că a fost lector universitar. Domnul Ieșanu, nu încercați, încă o dată să vă spun, să tergiversați, să trageți, cum este o expresie în popor, decedatul de un loc, știi? Mă trage mâța de coadă și moartul de sună. Că este foarte rușinos. Că matale vii într-o asemenea emisiune și îți spune un avocat clar. Dumneavoastră urmăriți agenda politică. Tot vii acolo cu vitile controversate, om de afaceri, platon și nu știu ce. Cui tu îi spui prosteile astea, Ieșanu? Sunt niște lucruri foarte rușinoase. Așa, vine client să spune despre toate cauzele. Că nu s-au descoperit. De la miliard și tot așa mai departe. Uite, eu atrag un semnal de alarmă. Urmează ca în continuare în Republica Moldova să vină niște persoane competente și poate vede și mai Sandu, că el dat direct din acest automobil românesc. M-am schimbat deja pe alt automobil. Celălalt este, vreau să spun că e reparație. Acest semnal de alarmă, că fiind și ziua diplomaților și ea a tras un semnal de alarmă, că uitați că îs corupți, nu mai murdăriți, că nimeni nu o să ne dea investiții, că uitați ce imagine creați toate. Schimbați, vă rog, începând de la judecători, care ei sunt numiți la propunerea Consiliului Superior a Magistraturii, la Consiliul Superior a Procurorilor, pe procurori, prin decret prezidențial, demiș, nu scris acolo pe ușă, doctor în drept, concret ce ai făcut tu? Că a ajuns doctor în drept.
Ai făcut o inovație științifică, ai avut o brevie de invenție, ai dus, cum spune în comunitatea științifică, o descoperire care nu a descoperit-o nimeni. Niște debili la Academia de Știință a Republicii Moldova. Te rog să ai grijă cum te exprimi. Eu am spus-o de fiecare dată, că noi suferim toate generațiile din urmă, din cauza că m-am uitat la celelalte inspectorate, care, că fie ele de medie, inspectoratul pentru medie și nu știu ce, băi, să tare la stânga și la dreapta, să aruncă, vreau să spun că începând de la acest afluent, că de la B, că de la Prut, că de la Nistru, și mă uit ce-a făcut acum, știi cum spune Ucraina, și cu râul Nistru, că vrea să construiască poduri peste Soroca și cu buletinile. Deci este alt subiect care eu pot să mă expun în alt interviu. Dar ceea ce arată, vreau să spun, că și acel Vasile Costiuc și merge cu cușma cei de Cârlan și uite în teritoriu și arată cum arde turba. Înțelegeți? La sud încolo, înțelegi, la Cimișlia, unde arată el, sunt niște lucruri dureroase. Și eu am spus-o că în toate instituțiile stat, nu dar eu citire la pe țixorile astea, și am venit, uitați, vă arăt că ce am primit eu de la deși. Am primit niște răspunsuri rușinoase, unde încearcă să manipuleze, vreau să spun că în continuare, cu legea, și legea trebuie respectată, legea trebuie pusă în capul mesei. Nu titluri de docent, și de, nu știu, de blatnoie în Moldova. E ca la noi pe ce principii. Și cum am spus și în trafic, da? Ia venit aieșeană să borzăiască. Du-te băiatul mai întâi și fii educat. Arăți că ai 7 ani de acasă, că ai absolvit un liceu, că ai absolvit colegiu, că ai absolvit universitate, că ai făcut masterat, că ai absolvit doctorat, că ai făcut postdoctorat, că ai ajuns un om de vază și n-a strec la poezii, știi cum spune de-a lui Eminescu, că fiindcă am avut pe data de 15 ianuarie, știi cum spune, 171 de la nașterea marelui poet, Eminescian Mihail Eminescu, criticilor mei, dar într-adevăr, înțelegeți? Mulți dintre dânsii, nu că trebuie criticați, dar trebuie băgați la răcoare și să răspundă pentru toate pagubile care le-au adus cetățenilor. Imaginea acestui stat numit Republica Moldova. Uite, eu cu asta am vrut să închei. Eu n-am să dau citire la toate aceste scrisori, dar când am scris acea plângere, vreau să spun că Oleg la Procuratura Generală și eu am dat citire la acel, vreau să spun că mesaj pe care l-am luat de la omul, nu l-am luat, dar mi-a fost expediat de către omul problemă. Uite, aici este scris la Procuratură. Eu n-am primit deocamdată decât un răspuns la Procuratură, că privitor la toată chestia asta, ei deja au trimis, ia câtă-l aici, eu l-am găsit deja, în scrisorica respectivă, am spus că pe data de 11-11 eu am primit răspunsul. Știi ce îmi scriu ei așa? Eu la fiecare plângere de mine am anexat scrisoarea în spate. Uite aici. Ia să vede și îmi scrie așa. Domnul la Raion. Poftim? O trimis plângerea la Raion. Da. Corect. Tu deja ai citit gândul. Adică e intuitiv. Eu am scris plângere respectiv în data de 21-12-2020 cu numărul 5186. Unde am depus-o în temeiul articolului 274 codului prin rog să fie întreprins măsuri de atragere la răspund conform legislației în vigoare cu cetățanul necunoscut, care la data de 18.10.2020 a trimis un mesaj cetățenii plăcintă Ana Ion, anul nostru și locuitoare sa Trădinii Vechi, în jurul orilor 20-27, prin care este amenințată cu moartea. Personal, sunt tatăl copilului minor Fediuș Mădălin și îmi fac grijă de viața și sănătatea lui. De pe numărul necunoscut, am să-i dau citire din cauza că eu l-am făcut public și interviul care l-am făcut cu Sandu, 0680-26850, la numărul cetățanei plăcintă, au mai fost asemenea sunete ascunse cu amenințări analogice, iar dovadă că ei nu glumesc asupra cetățanei plăcintă, Ana, la data de 26 aprilie 2020, au spart parbrizul din spatele automobilului cel deținea, iar mie, la data de 5-4-2020, mi-a fost comandat atentat cu umor la viață și la sănătatea mea. Deci, data de 5, atentat cu umor asupra vieții mele, la ciocana, în data de 26 aprilie, îi strică parbrizul cu o bâtă, iarăși cu un metal, spune, cu un obiect dur, e singur, spune, că a venit poliția la fața locului în jurul orilor 4 dimineața. În o gradă între și-o spart plăcinta Ana parbrizul de la automobil. Deci eu îi spun la Florea, că s-o transmit în teritoriu,
Că venit ești tot deranjit, cum spune în rusă, ți-au deschis cărțile și tot. Băi, oameni buni, uitați-vă cu ce se ocupă această plăcintă și cu cine ei este în relație, cu ce bandă criminală. Aici se pune în, știți cum spune, analiză și versie ei, din cauza chemiei mi-au spus că eu azi te urmăresc, că mesajul care unui era scris, privet de la gușa, că coi e sexual, uitați, el este anexat, acest mesaj este anexat la această plângere. Eu am să-i dau plângere citire până la capăt. Și vina are ea plăcintă că primește astfel de mesaje sau că îi sparge luneta la mașină. De ce dai vina pe ea? Că ea e victimă ca dumneata. Corect. Acel criminal, care eu am spus că a expediat asemenea mesaj, de unde are în primul rând numărul ei să-i expedieze asemenea mesaj? Spune întrebare, ea spune, dar tu știi că tu poți fi urmărit, că să te găsească prin locație, prin număr, să iei altă mașină după tine. Bă, dați seama, ori ea se uită la multe filme, cum spun eu, chinouri, ori ea, într-adevăr, nu se ocupă de domeniul ăsta care ei este profesor, se ocupă cu poliția, cu procuratura, să-l urmărească, să-l șantajeze, să vadă și se ocupă și cum s-a schimbat cu afura fiica lui Fidiuș și tot așa mai departe. Eu am spus că ieșind din faptul acesta, putem deduce că între fapta de amenințare cu moartea a cetățanii plăcinte, ana spargerea parbrizului și atentat la viața și sănătatea mea, au o legătură cauzală și ar fi oportun ca toate să fie conexate într-un dosar unic, și în corelare să fie stabilit făptuitorul, investigatorii și organizatorii la crimă. Eu am spus că la data din 19.10.2020, în jurul orilor 7 și 11, asta dimineața, plăcintă mi-a reexpediat personal mie acest mesaj la numărul meu de telefon pe Viber, ceea ce mi-a creat o stare de neliniște și amenințarea asupra vieții copilului meu minor, Fediuș Mădălin, cât și a mea ca tată Fediuș, prin crearea unor stări de neliniște și emoționale, cât și stresante față de mine și copil. Eu am menționat că despre cele relatate eu să fiu anunțat. De ce? El spune într acest mesaj și am să-i dau încă o dată citire ca să fie clar pentru cei care nu au privit acelelalte interviuri, să înțeleagă clar. Uitați, omul problemă, da? Primește mesaje. Vreau să spun că la data de 18.10.2020, în jurul orilor 20-27, și uitați, scrie, privet, dragușă. У тебя очень сексуальный голос. Я знаю, что ты умная женщина. Училкой работаешь, катаешься на машине. Два пацана растешь. Что ты спишь с открытыми глазами? Или ты полная дура и ничего не замечаешь? С кем ты теряешь время? С этим дебилой, который ползает тобою, гуляет направо и налево, в городе другой и здесь с тобой. Видать? В городе есть... В городе... Другой и здесь с тобой. Но ты смотри, красотка, твои дела, думай, что ты хочешь, но он тебя обманывает. Ты мотай ноги, пока не поздно, или хочешь ответить за него. А твои пацаны вырастут в интернате. Он много болтает, ответил за это. Пока, дорогуша, до встречи. Речь копии мей нос ажунга на интернат. То есть ажунь, на чимитир. Eu am spus-o și am repetat-o data trecută. Deci acest criminal, eu purtând discuții cu dânsa, ei mi-au spus, da, că o sună pe numere necunoscute. Bă, dar de unde ai tu numărul? Și treaba ta de unde l-ai, e ți-l o dat. Cu cine ea este în legătură, e clar ca bună ziua. Din cauza că eu în serviciu taxi, Oleg, atrag atenție, eu am criminaliști, am psihologi, cu care eu duc, vreau să spun, că anumite discuții, și alte persoane, că-s avocați, că-s procurori pensionați, nu contează, că-s profesori. Dar ei mi-au dat de fiecare dat, că-s medici, mi-au dat de înțeles. Ți-i chiar, nu ți-i clar cu cine-i legat. Deci, uite, asemenea răspunsuri și asemenea lucruri pun la îndoială clară că toate aceste răzbunări au fost anume din partea persoanelor care eu i-am deranjat, care eu le-am fost incomod, care eu le-am spus adevărul. Eu nu bătăiesc, noi este întâlnesc cu mine acest criminal care el a atentat și prin mesaje și direct asupra vieții și sănătății mele, cât tu ne intimidezi, nici copii. Eu doar un singur lucru pot să-i spun. Că te-ai întâlnit cu scârba pe tot restul vieții și poți să-ți iei
de pe acum ani grei de executare, că ești răspuns pentru fiecare faptă care tu ai comis-o asupra mea. Și nimai vorbind că în acest cerc tu n-ai comis și alte fapte asupra altor persoane. Uite, eu am dat curs și am dat, vreau să spun că cât tuși de cât careva explicații și răspunsuri asupra la acest teanc rușinos de scrisori care ei nu intri, mă, înțelegeți? Uitați, da și tu, voi vreți să ajungeți vedeți cu mine sau ce? Nu, băieți, lucrați, eu am spus că eu îi laud și pot să promovez, să vorbesc anume despre niște fapte bune și frumoase. Dar cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, uitați, am legea în față, adică ei sunt conform legii numărul 178 din 25 iulie 2014, cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, să fie atrași la răspundere, este articolul 3, articolul 4, la abaterile disciplinare și tot așa mai departe. Să fie clar înțeles pentru toți judecătorii. Cine voi sunteți de fapt? Cine ești tu să judeci omul? E incorrect. Prin abuzuri, prin cadouri, prin bani și prin toate astea. Ești un dracălan. Altfel eu nu pot să te, cum să spun, denumesc decât o persoană care ești coruptă, cu salarii pompoase. De când a venit Moscolea Timofte, le-a ridicat lor salariile. El a fost judecător la Curtea Supremă de Justiție și vă dați seama, el post mortem și a cerut scuze de la o persoană care a stat ani grei de detenție pentru limba română. Vă dați seama și a promovat rața asmută. Colea Timofte, ia ca salarii judecători. Salariile mari nu demonstrează corupția judecătorului. Poate că e un salariu meritat și omul mai ia banii suplimentari atunci, dacă ar fi prins în flagrant sau i s-ar demonstra vina, atunci s-ar demonstra că e corupt. Și nu cred că răspunderea e disciplinară pentru corupție. De asta zic, în cazul dumitale, dacă ești nemulțumit de judecători, nu-i numi cu limbaj de pușcărie, drăcălani sau altfel, ci scrie plângeri la CSM, la Consiliul Superior al Magistraturii, ca să fie pedepsit disciplinar, sau la CNA, dacă e caz de corupție, să fie pedepsit penal. Oleg, eu am spus-o, asta nu descoper eu. Nu spun eu primul sau eu ultimul. Sunt o grămadă persoane care vreau să spun că sunt, vreau să spun că traumate în urma la această justiție ilegală care se duce în Republica Moldova. Eu m-am întâlnit cu același Micu, care a fost președinte la curt, la asta, la Consiliul Superior al Magistraturii. Zici, domn Fidiuș, vă cunosc. Din cauza că eu discutând despre toate aceste lucruri, voi gândiți că ei nu au persoane care le transmit. Băi, uite și discut așa. Toate lucrurile astea se cunosc. Eu nu le inventez sau discutăr acum bicicleta sau încerc cumva să aduc careva, știi cum spune, noutăți. Ia că noi avem acuzatori, procurorașii. Iacă este unul cârlan, un drăcălan care a fugit de la Ungheni și acum el e la Ioveni. Și este cazul cel care a omorât băietul atunci sub gard, tot în nu știu ce sărbătoare era. Deci sunt niște lucruri foarte rușinoase. Eu am spus-o și am repetat-o. Voi nu sunteți Dumnezeu judecătorii. Că știi, chiar mă amuzam în perioada când am avut dosarele cele fabricate, unul din deținuți știi, a scris așa aici în sus, așa cu verde, se ducea la ca scrie, Bog măi sudia. Înțelegeți? Dumnezeu este judecătorul la toți. Și nu sunteți voi. Și dacă te-ai așezat în robă. Eu am mai avut un judecător de ăsta la Ungheni, care eu când am intrat în ședința judecată la alegerile din 2011, din data de 5 iunie care au fost locale, el stătea cu cioarele pe masă și el îl chema, vă dați seama, era din Corneș, chema vaca în judecat, că se aducă vaca în judecat. Vă dați seama și dement. Băi, oameni îmbolnați. Eu nu știu când a trecut ei comisia medicală. Cum le face lor revizuirea asta, că așa nu-i mașină să treacă revizia tehnică, dar ei sunt, vreau să spun, cu vicii. Și cel mai mare viciu pe care îl au unii dintre dânșii, și accentuez, unii dintre dânșii, este corupția, nănășismul, cumătrismul și nepotismul ăsta a lor, ei în continuare pe asta și trăiesc. De atât așa au vile, mașini, dar ce nu au? Sfântă în ei, omenia. Ei se gândesc că, uite, cine noi suntem, putem să-l judicăm specială, specială, și să-l băgăm la execuție și nu știu ce, și mai departe,
tu gândești că într-o zi n-ai să răspunzi pentru toate faptele astea? Majoritatea din fiii judecătorilor, eu personal am dus în mașină, sunt narcomani. Narcomani. Sunt de bani gata și frecventează. Vreau să spun că cluburi de astea distractive cu, nu știu cum să spun așa, nu cu, cu mare, știi cum spune, orientare sau astea. Îs, într-adevăr, cum și-am menționat-o și n-am ce-mi cere scuze, dar asemenea persoane au statutul și am spus-o și remarc, unii dintre dânsii de dracălani, numai dracii fac probleme, oamenii întotdeauna au găsit limbaj comun, au negociat, au ajuns la, la cum spune, la o înțelegere, dar dracii fac probleme la oameni și asta pentru asta e pus la respect. Într-un stat de drept nu există nici drăcălani conform limbajului de pușcărie, nici drași conform limbajului de biserică. Există oameni cu drepturi egale în fața legii, deci te rog să tratezi cu respect orice ființă umană, indiferent dacă e mama lui Mădălin, fosta dumitale amantă, concubină, indiferent dacă e primărița din sat, nu trebuie să o numești baba Vera, pentru că chiar dacă e femeie în vârstă, e totuși aleasa poporului demnitar de stat. Care popor? Acolo se pune întrebarea. Cum? Că eu nu vreau să mă întorc la alegeri. Cum poporul s-a care a votat-o. Poporul care a votat-o și a dat al doilea mandat. Brilga. Uite, eu sincer am spus-o de fiecare dată. Dă-ne dreptul la replică. Cheamă emisiune. Lasă vine la microfonul liber. Eu îl dau, dar nu pot să-i oblig să dea replică. Poate nu vor să-și pună mintea cu dumneata. Ce să-și pună mintea? Că ei nici nu au minte să-și o pună. Ei dacă aveau minte, unii dintre deșii, știi cum au spus? Băi, ei odată amuc, mi-au spus niște colegi de-ai mei. Și-au spus, și așa lași un număr care o sunață, nu știu. Totul se descoperă în ziua de azi. Totul. Având 3 fotografii, având 3 numeri de telefon, având 3 adrese, având video. Mai mult ca atât, o schita mai odată pe cine trebuie. Adică eu îmi pun încă o dată întrebarea. Ei sunt conștienți că fac atâta rău societății. Băi, așa de la țară nu sunt oameni, așa. Adică vitele tu ai venit dintr-un partid de mai altul și nu mai vorbim că tu ai să zici chiar că pe țicu. Cine-i țicu, băi? Țicu e în nimeni. Și cum a spus tot că e țicniță, nu știu ce. Unde stă el ascuns, amu? Îmblă prin biserici, prin România și el citește lecții de istorie. E campion de box și e doctor în istorie. Nimeni, e părerea dumitale, dar omul e președinte de partid, e deputat în parlament. Eu am vorbit și am spus-o încă o dată. Ei, acei 101 care stau acolo în, în poianta și anumită parlament, că dacă îți folosesc în rusă, îi spui curiatnic și nu-ți mă înțeleagă ceilalți ascultători sau vorbitori de limba română, dar ei se bat ca cu coșii. Pe atunci, rup microfoane, strâng pahare. Eu am spus-o și am repetat-o de fiecare dată. Că toate aceste lucruri, cărțile astea de vizit care le avem noi, umoruri la comandă, diferite intimidări, pe bani gata. V-ați văzut acum profesorul ăsta de matematică și fizică? Unii erau, mă tin că dacă nu mă greșesc la... Iarăși pus rețel de socializare pe Facebook, vorbește ghețul care își vindea cratițele, furculiți, linguri, profesori de fizică și matematică. Niciodată nu au fost salarii ridicate la profesori, la medici, dar unde au fost? La procurori, judecători. Să răspundă pentru toate acțiunile confiscate, toate aceste adieri. Care aceste posesii care ei au devenit proprietari pe mâna, pe tață, pe frață, așa smorari cu murele lui de vânt, că pe frață, că nu a avut... Băi, chiar nu mă interesează. Tu chiar gândești că într-o zi n-ai să răspuns. Eu am spus-o că Klaus Iohannis, când au făcut vizita în Republica Moldova și am fost la acea conferință de presă la IPN și am vorbit cu Lux de la Mănuntii, am vorbit o oră și 19 minute, ei din proiectul ăsta lor mi-au oferit posibilitatea de a veni gratis și de a-i expune poziția și părerea mea pe asupra ilegalităților care le comit în continuare. Atunci erau 9 luni de zile, că titlul așa și este, cum își bat joc de mine, încă 9 luni de zile mă traumează. Nu de ajuns că a tentat cu umor. Dar tu să vii, uite, cu atâta nesâmțări și să declari în public că mama ne-a cumpărat casă, că nu știu ce. Băi, chiar vă gândiți că trebuie să-ți proaște Moldova asta?
Tăiați voi, ați îndobitocit așa și ați făcut. Claus Iohannis trebuie să vină cu un procuror. De tăierea lui Laura Codruța Chiovici. Și poftim! Păsiați-vă ordine în România, cum o l-a băgat pe Mazăre, de la Constanța la Pușcărie, primar, pe Dragnea, pe Năstasă, care a stat, pe Gigi Becali, și mai vorbim de ceilalți demnitari care ei au comis prejudicii României. Și-au arătat că justiția în România are cât uși de cât credibilitate față de cetățeni. Eu nu am spus că e exagerat, dar Laura Codruța Chiovici, care este șefă la Procuratura Europeană, într-adevăr, a făcut, vreau să spun, că niște lovituri decisive în justiția și în procuratură, unii au manifestat și au arătat profesionalism. Dar la noi ce? Tăți ciobenii și tăți ipotenții din punct de vedere profesional. Ei vin și stau pe scaune. Ei iau salarii, iau mașini de serviciu. Nu vezi polițiști ăștia cu ce mașini îmi lăi? Ce bani? Pe ce bani? Se pune întrebarea. Ce salarii are un polițist? Dacă el e încălțat, e îmbrăcat, du-te-mă în poliție. Nu vrei să lucrezi așa, du-te că acolo te încalță, salariul îți dă, ce stoar ai, vii și șantajezi, filmezi la porțile oamenilor. Voi provocați, unii dintre voi, accentuiesc, veniți și provocați spiritele. Și o să vină timpul anilor 90, dacă nu mă greșesc. Dacă nu mă greșesc, tot acest dizmăț, el o să ducă la aceea, că eu am spus-o în interviu, o să se îngroape unul pe altul. Toți să ne îngropăm unii pe alții pentru că toți suntem muritori. Și uite, eu am rugat să nu fiu îngropat, ci să fiu ars, chiar dacă nu avem crematoriu la Chișinău. Găsim la București, la Odessa. Deci nu faci tu că nu că mă amuz pe seama la tot ce am discutat, dar să faci bancuri sau să gândești careva glume, unul tot i-a lăsat soacă bani, eu zic că ca testament, tot când ați mor, să fiu ars, știi? Și asta s-a băgat în suma și ei de bani, au cheltuit și au reparat mașina, nu și-au mai comparat. Și când, hop, moare soacă să știi? Și spune, să duci acolo, zici, uite, dorința ei a fost ca și ei auță. Dar zici, mi-a rămas, cât costă? Îi spune acela, cât costă? Zici, mi-a rămas, numai așa, că ieși o părculeste, lecțic, știi, fă o grill. Pleacă așa, unii dintre dânsii, să nu ajungă în continuare, nu că grill, dar un focar de infecție din cauza corupția, este o boală transmisibilă din mână în mână și ei ne-au demonstrat și când m-am spus de celălalt inspectorat pentru mediu și când am spus, băi, dar uite calitatea aerului care este, a apii, această justiție, că voi el în scaunați pe nu știu care imbecil care el a stat în poliție atâți ani zile și are o pensie de 45.000 sau de 6.000 sau de procuror, nu știu, de 90.000 și el tu încă îi dai o funcție că el să fie în anumit inspectorat, un el în continuare aduce pagubi mediului înconjurător. Din punct de vedere, mă refer că silvic, că ecologic, sunt niște corupți, toți îți veniți și n-am să dau începând de la așa și un tilă, ticălosul așa care el a fost cu Urechearul, de la Urechearul a venit cu Gimpu și a fost pe la inspectorat ecologic. Toate, slavic, untilă, bârșă-i ment, cum spun eu. Și ce cătați toți aceilalți care manjeau și nu știu, afară din ecologie, din mediu, din silvicultură. Locul vostru este la pensie. Și să aduceți toate aceste despăgubiri care voi ați cauzat persoanele. Și voi gândiți că stați liniștiți câte persoane din urma voastră plâng. Băieți, eu am spus, toată în viața asta se plătește, să fie clar. Fiecare după ce am învățat, cum spune rusă, toată stă ucilția. Lucrați acolo unii voi, ați făcut studii și sunteți competenți. Dar voi veniți cu șantajul, că ești din poliție și... Și dacă ești din poliție și... Că eu sunt judecător și... Să pune întrebare și... Tu om ești? Ia că toți acești drăcălani, cum am spus eu, și ai spus că eu folosesc un termen, dar sunt prieuți acum că vorbesc de vaccin și nu știu ce, înțelegi? Pe dânsii joacă așa rău, din cauza că iau viciu de persoane corupte. Și uite, aici este în colegii care eu spuneam, și-am s-o prezint aici, privind modul de recuperare prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procurorilor și ale instanțelor judecătorești, se răspunde din cauza că această lege a fost abrogată, a fost trecută pe un organul legislativ, da? Și e trebuie să fie respectată, confiscat tot
Și cum făcea Kotovski la Saraj. A fost adoptată sau abrogată? Când e abrogată, e anulată legea. A fost adoptată, da, eu îmi cer scuze, da, eu în asta. Și uite toate chestiile astea, de câte ori, și noi vorbim că noi avem legile cele mai bune, că noi nu știu, da, le avem, dar ce nu se respectă? Deși, uite, chiar să discutăm și aceeași contrabandă care a făcut-o de la Moscova. Uite, eu chiar o leg, vreau să revin la subiectul în taximetrie. Eu când spun să urcă un rus dimineața, primul client, de... el e moldovan, dar el e vorbitor de limba rusă. Mie e toată ziua mi-e stricată. Și tu spun de ce? Și dacă mă aude Vladimir, Vladimirovici Putin, cum spun tu... Suferi de xenofobie sau de rusofobie. Auzi, Oleg, dar nu mai sufer eu nici de la... Și nu sunt naționalist, și nu știu ce. Dar eu mă uitam la chestiile astea. Băi, tu stai atâția ani de zile, cât din 1818, cât din 41, cât din 1900, nu știu cât, tu vii și vorbim de independența Republicii Moldova. Tu nu ești în stare să zici, bună ziua, mulțumesc și la revedere. Eu sunt obligat ca șofer de taxi să discut în limba rusă, să discută în limba engleză, să discută în limba franceză, să formez limbajul ăsta, știi cum, non-verbal, prin gesticulații, că duc eu la aeroport, că l-aduc de la aeroport, că îl deplasez la afară. Dar uite, acești rusofoni care stau în Republica Moldova, ei în continuare șterg picioarele de populația băștinașă, de noi, basarabienii, cum spun moldovenii de peste Prut, cum spun tăți, băi, că limba e română și noi suntem moldoveni, că limba e moldovnească și noi suntem români, băi, dați-i pace cu limba și cu toate prostiile astea din cauza că avem minorități, că sunt ucrainieni, că sunt găgăuși, că sunt vorbitori de limba rusă, că Constituția, că articolul 13, că toate chestiile astea. Eu mă uit că e haos total. De ce? Din cauza că el vine, își șterge cizmele, știi, cu șervețele de astea umede, că nu știu, cred că ați prezint, știi? Mă întreabă, dar aveți servețele umede, știi? Eu trebuie să-i stau lui la dispoziție, ca servitoare, să-i strâng servețelele de pe mașină care le lasă din spate, pe covoiașul respectiv, diferite hârtii de bomboane, numai negri ăștia care vin la studii, ei toți așa, știi cum spune, de blatnâie și știi cazul care a fost bătută. După xenofobie ai trecut la rasism și eu refuz să mai mediatizez astfel de atitudini. Judeci o categorie etnică întreagă pentru faptele unui individ care ți-a urcat dimineața în mașină sau a unor indivizi pe care ai transportat ca taximetrist. E greșit. Astfel de atitudini creează stigmatizare, după aceea discriminare, rasism și crime de ură rasială. Ai grijă ce cale pornești. Tu mă asculti pe mine ce spun eu. Uite, te-am ascultat o oră, de o oră înregistrăm. Da, dar ascultă. Câți moldoveni noi avem care lucrează în Moscova? În Rusia, da? Zeci de mii. Zeci de mii, așa? Ei acolo născut, are afaceri, nu știu ce. Spune-mi, te rog, de ce nu am ființat școli cu predare în limba română? O să-mi ființeze vreodată. Poate că își dau copiii la cursuri online în limba română. Vin vremuri când tot online o să se rezolve. Ascultă-mă, eu nu sunt încă o dată, cum ai spus tu, xenofob sau naționalist sau nu știu ce. Dar lasă să trăiască oamenii în armonie. Începând de la mediu, cum spun eu, de la natură, cât la noi domină ura, invidia, șantajul și fel de fel de lucruri rușinoase care... Tocmai de asta am grijă ca să nu... Vorbește urât, cu ură la adresa unor oameni sau categorii umane. Subiectul chiar era strigător la cer când eu am văzut că acel Klaus Iohannis, știi, atâtea, prima vizită, da, în Republica Moldova, a fost o vizită, cum se spune, toți, de asta așa, că zic că e ocazională sau știi cum spune, mulți folosesc în limbajul ăsta și au folosit chiar... În, dacă nu mă greșesc, din deputat Lilian când fuge acum de minte, da. El rămas la da, carp, da? Că spune că simbolic, știi? Și el vorbește de toți ăștia. A fost o vizită simbolică. Bun, simbolic, dar acest simbolism, da? Dacă a fost simbolic, a adus 6.000 de tone de motorină, 200.000 de vaccinuri. Iarăși bursă pentru studenții care o să învețe în România. Semințe pentru agricultori. Plus la aceasta, eu încă o dată repet și o spun clar, scurs și succint. El înapoi cu ce s-a dus? Tot simbolic, cu o monetă, cu
comemorativă, da? Cu o capică. El a venit și a spus atâtea, atâtea și atâtea și a dus cu o capică înapoi. Nu, hai să o luăm din alt punct de vedere. E un gest frumos pe care l-a făcut România și îl face în continuare ca Republica Moldova să aibă un traseu. Vreau să spun că în acea Uniune Europeană, eu nu știu dacă noi o să ajungem nici în timpul cel mai departat, ne vorbim ca apropiat, dar dacă nu va fi stopată și atras la răspundere acești coruptibili, acest nepotism, cumătrism, nănășism, noi în continuare o să mergem și o să căutăm miliarde, fugari și tot așa mai departe. Trebuie dispus odată stop. Nu merge vorba că de rasism, că, cum ai mai expus tu, că xenofob. Nu, categoric deloc. Toți suntem trecători prin viață și avem o menire. Menirea noastră că să facem fapte și lucruri frumoase. Bun. Și legale. Noroc. Și legale. Foarte corect. Sănătate, vizionare plăcută, criticați. Și criticați, vreau să spun că pe măsură celor care le înțelegeți dumneavoastră. Eu nu vin să-i dau. Eu dacă gata, să-i... Igor, ești la volan să nu-ți pui viața în pericol dumneavoastră și altora. Tocmai despre asta au fost discuții anterioare. Deci ai grijă, nu vorbi la telefon și nu intra în direct când ești la volan. Pa. Am mutat puțin mașina. Sănătate și o seară bună.